Dragi prieteni, bună seara! Fiecare zi, așa cum ne-am obișnuit, ne aduce diverse evenimente interesante, surprize. Iată că și astăzi o surpriză, aș zice eu, a apărut vociferată printr-o scrisoare, de fapt, de Bașcanul Găgăuzii și președintele Adunării Populare. Pe mine m-a surprins, sincer vorbind, această scrisoare, această adresare a acestor oficialități moldovene Federației Ruse în care cereau să se deschidă un consulat la Comrat. La ce le-ar trebui găgăuzilor un consulat când sunt doar 100 și câțiva kilometri până la Chișinău? Poate mă gândesc și vreau să-l întreb pe imitatul meu, ar fi fost mai acceptabil, poate, dacă ar fi solicitat un consulat al Turciei. Bună seara! Bună seara! Imitatul meu de astăzi este Ion Dron, un jurist de profesie, președintele... Sunt președintele unei organizații obștești, Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice. Perfect. Domnul Drun, sunteți prima dată în studiu, de aceea v-am invitat să vă prezentați dumneavoastră. Așadar, emisiunea noastră își propune să analizeze unele dintre cele mai importante evenimente ale săptămânii, ale zilei. Astăzi ziceam că în cursul zilei de astăzi am aflat și eu că a fost făcut o asemenea adresare Federației Ruse. Ce credeți despre treaba asta? Toate acțiunile care se întâmplă acolo, în acea regiune, sunt acțiuni premeditate, sunt cu un punct ochit și un punct care vor să-l lovească. Adică deraierea statului nostru de la ceea ce s-a propus semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Și nu este o explicație puierilă ceea ce spun eu, dacă suntem atenți la nuanțele care se întâmplă acolo. Oricum, pentru a zădărnici semnarea acestui acord, este nevoie de instabilitate aici. Ori cu acest lucru se ocupă acest Bașcan de o perioadă semnificativă de timp. Din punct de vedere scopul lui, da, din cum poate apreciat. Din punct de vedere juridic nu au nicio acoperire ceea ce s-a întâmplat și cu așa zisul referendum. Autoritățile locale nu au competența de a se expune pe marginea politicilor externe. Are competențele autoritățile centrale și nici de cum autoritățile legale. Am înghițit-o și pe asta, autoritățile centrale de la noi au înghițit-o din simplu motiv că deocamdată suntem un stat slab, sau mai bine zis cu o guvernare slabă, cu o guvernare bâlbăită, cu o guvernare care nu poate foarte bine calcula pericolele care pot veni. Da, exact. Mie mi se pare că proverbul cu răbdarea trece marea nu prea nu este cazul aici. Pentru că ați vorbit, a fost acel referendum care, ok, a fost declarat neconstituțional, dar a avut loc, a fost expus public un punct de vedere. Iată o nouă acțiune, care vor mai urma după aceasta? Este o nouă acțiune, fiindcă nu au primit o repostă pe măsură pentru acele acțiuni. S-au încercat, nu știu, acolo intentări dosare penale pentru samovolnicie, bâlbăielile procuraturii, lipsa de explicații, pe când după mine există acolo o componență de infracțiune, dacă s-ar încerca să verifice care bani publici au fost acolo folosiți, fiindcă eu cred că la început de an în buget nu au fost stabiliți bani pentru referendum și atunci întrebarea de unde au apărut acești bani, dacă este vorba de banii publici sau dacă au venit bani străini, cine au plătit acești bani străini, fiindcă legile Republicii Moldova interzic finanțările din afară. Ori procuratura acest lucru nu a făcut-o, acum s-a trecut la acest pas, următorul care va fi vor veni aici cu corturile în centrul Chișinăului și vor încerca să distorsioneze, să destabilizeze situația existentă mai aproape de semnarea summit acestui acord de la Vilnius. Acțiunile care le fac Tiraspolul și Comratul sunt pe undeva acțiuni conjugate, sunt o sumă de acțiuni mici care în final pot da un rezultat devastator pentru noi. Pentru a destabiliza aici situația nu este atât de complicat pentru astfel de forță cum este Federația Rusă. Trebuie să luăm în calcul acest. Ori în spatele acestor acțiuni inevitabil stau aceste forțe, chiar dacă își doreau acest popor găgul să-ți exprime nedorința de a ne participa, puteau să o facă
altfel și puteau să facă mult mai înainte. În general vreau să spun că Republica Moldova nu controlează teritoriul Găgăuziei. Să fim atenți la niște nuanțe. În instanța de judecată, reprezentanța guvernului în teritoriu poate contesta actele adoptate de către autoritățile de nivel raional. Cei ce țin de actele administrative adoptate de către primarii din sat, așa, reprezentanții guvernului nu le pot ataca, fiindcă ele sunt controlate de nivelul raional. Adică avem acte administrative emise de către primarii satelor, care statul Republica Moldova nu le poate... În cazul respectiv și altor acțiuni care au avut loc în Găgăuzerii, guvernul poate și trebuie să se pronunțe cumva. Eu am vrut să spun că Găgăuzia rămâne acolo așa un ghimpe care poate oricând să ne îmboldească, dureros, dar noi nu încercăm acolo să punem lucrurile așa cum trebuie să fie din punct de vedere legal. Ori legea nu poate fi una la Iedineț și alta în Comrat. Adică dacă guvernul poate ataca în judecată o act administrativ a primarului dintr-un sat din Ocnița, de ce nu o poate face și în privința unui act adoptat de către primarul din sat, dintr-un raion, din raionul Comrat. Ori asta este o discrepanță care nu poate fi tolerată în Republica Moldova și cu părere de rău există. Și de aici, de la aici este mici inadvertențe, pornesc aceste valuri mari. Și valurile acestea mi se pare că sunt tot mai mult și mai mult alimentate, pentru că exact. Și decizia anterioară a Federației Ruse de a accepta vinurile anume din regiunea aceasta, iarăși vorbește despre un interes direct îndreptat la susținerea acestui segment al separatismului. Apropo, să vorbim un pic despre separatism. Ce înseamnă, de fapt, acest termen și de ce Rusia, o forță atât de importantă în plan global, nu acceptă separatismul în teritoriile sale și îl susține atât de vehement în alte părți, în cazul dat în Ucraina și Republica Moldova. Dezbine și stăpânește, probabil este un principiu universal și funcțional până în prezent. Ori fostele imperii renunță cu greu la fostele colonii și pârghile acestea de, să-i spunem, insulițe separatiste, da, sunt pentru a te menține întotdeauna într-o stare de stres, fii tu un stat cât de tare nu te-a considerat, dar atunci când ai o astfel de insuliță în spate, te face vulnerabil. Și ca și orice cetățean, poți să arăți atât de bine, dar oricum dacă... sună chiar frumos. Da, da, oricum... De fapt, este vorba de ceva foarte serios în zona aceasta. Dar aceste insulițe separatiste sunt care pot în orice moment pot fi reactivate și pot genera probleme majore. Unii și-ar zice că poate e timpul să fim mai temperați în exprimări, în comentariile care le facem. Dar este evident că nu te poți abține să nu apreciezi niște acțiuni care vin în destabilizarea, bănuiesc eu, destabilizarea situației și lovesc situația în țară, la general, și lovesc în independența statului nostru. Pentru că și situația care s-a creat în Ucraina tot ar trebui să fie de învățătură, pentru că Ucraina a avut șansa anterior cât de cât să influențeze desfășurarea evenimentelor, fiind chiar în formatul 5+2, fiind având și președinția respectiv într-o perioadă, dar a fost timidă sau a avut o atitudine de indiferență. Și atât ce se întâmplă când alimentezi focarele de separatism. Eu nu vreau acum să triumf de plăcerea că problemele pe care le are Ucraina astăzi este o răsplată pentru felul cum s-a manifestat în raport cu Republica Moldova. Dar acestea sunt consecințele duplicitare de abordare. Ori Ucraina n-a făcut nimic pentru Republica Moldova din 1992 încoace. Încercăm să judicăm la rece, deoarece fără emoții, oricum, dar acest sindrom 1992, acel război de Transnistria ne marchează până în prezent. Eu la nivel personal sunt marcat de această chestiune, fiindcă până în prezent eu nu știu obuzul armatei ruse sau obuzul naționaliștilor ucraineni l-au contuzionat pe fratele meu pe platoul de la Coșnița, fiindcă acolo, să nu uităm, au fost acei naționaliști în Transnistria și adică
statul ucrainean nu a luat nicio atitudine, nu a luat o atitudine destul de dură ca să condamne, așa au condamnat-o cât de cât. Nu au făcut nimic ca să fie contracarată contrabanda pe acest culoar Transnistria. Dimpotrivă, a fost stimulat. Ori produsele ucrainene au invadat piața Republicii Moldova. Și acum, felul cum se întâmplă lucrurile în Crimeea, noi nu trebuie să triumfăm de plăcere că le-a venit răsplata cu ghilimele de rigoare, să-i spunem, dar să tragem învățămintele, mai bine zis, poporul ucrainean, sau mai bine zis, nu poporul, poporul nu poartă nicio vină, politicienii ucraineni. Guvernele care nu trebuie să accepți o chestiune de separatism, fie ea unde n-ar fi, în care colț al lumii, fiindcă acest bumerang poate să-ți revină la tine în casă. Clar lucru că, fiind sub acest sindrom 1992, noi avem și aceste comentarii referitor la Crimeea. Poate emotive, poate câteodată vociferăm în exces, să privim la România, mai puțin comentează, Israelul, de exemplu, în general a încetat să comenteze acest caz. Noi vociferăm probabil din simplu motiv că am fost afectați și știm ce înseamnă să ai o astfel de insuliță. Avem chiar un pic de frică, da. Oricând putem fi afectați. Probabil frica la nivel genetic de a nu mai fi invadați încă o dată, în felul cum am fost invadați, fiindcă acest teritoriu a Republicii Moldova până în prezent nu poate fi controlat de către Republica Moldova. Apropo, tot cu sporul și cu aportul Ucrainei. Fiindcă în formatul 5+2, Ucraina niciodată n-a fost de partea Republicii Moldova. Eu încerc de ce să spun că să fim un pic mai reținuți la comentariile care se fac și să nu fim atât de fideli statului ucrainean, să lăsăm poarta deschisă pentru discuții și cu Rusia și cu alți actori din această zonă. Noi trebuie să luăm atitudine și să spunem că este o acțiune care nu o acceptăm, în rest puterele mari să-și facă treaba și să nu încercăm repede să sărim în curtea statului ucrainean. Statul ucrainean trebuie să-și rezolve problemele. Eu aș vrea să vociferăm mai mult ce face diaspora noastră română acolo. Nu este ea ucrainizată? De ce nu vorbim despre asta? Și ne doare în cot de Crimeea. Zilnic vociferăm aici despre Crimeea. Fie propaganda rusă sau fie propaganda de poate. Sunt problemele lor, noi trebuie să avem grijă că problema lor să nu vină aici la noi în casă. Și să vedem cum ne sunt protejați, cum ne este protejată diaspora noastră în Bucovina și acolo în regiunea Odessa. Fiindcă dacă o să reținem, facem recurs la memorie, cu câțiva ani în urmă un preot român a fost alungat în cel mai brutal mod. S-a fost interzis acolo într-un sat român din regiunea Balta sau din regiunea Odessa. Și statul ucrainean facilita atunci această expulzare. Noi nu facem nimic pentru diaspora de acolo, dar nu știu de ce ne doare pe noi ce se întâmplă în Crim. Pentru crearea unei asemenea atitudini, mi se pare că foarte mult face, din punct de vedere negativ, în ghilimele, presa. Să analizăm un pic doar influența presei rusești în Ucraina, în Moldova, care are acum o tentă absolut propagandistică și nu este doar punctul meu de vedere, chiar astăzi iarăși am citit un text scris de cu părerea lui Evgeni Kiseliov, fost director NTV, care zicea că e rușine de faptul că este de naționalitate rusă, ok, a spus o tare, a spus mult, dar de fapt l-a marcat demența politică, demența propagandistică a întregei masă de jurnaliști din Rusia care au luat o singură poziție și văd lucrurile într-un fel. Care este rolul presei la general? Noi o știm. Cum pot fi comentate aceste activități ale unei părți considerabile a presei? De ce atât de multă lume din mass media s-au concentrat pe acest eveniment și îl tratează doar dintr-un punct de vedere subiectiv absolut? În primul lucru, ne place sau nu ne place. Dar cu această întrebare vreau să ajungem la ceea că și la noi se aud voci care solicită chiar și în Parlamentul Republicii Moldova de a asista activitatea posturilor de televiziune, rusești de televiziune. Și aici, iarăși, din punct de vedere și juridic, și moral, și cetățenesc, cât de corect ar fi. Pe de altă parte, nici să taci, nici să nu spui lucrurile acestea, să nu le observi, ar fi o miopie totală. Și atunci, cum procedăm?
Îi explicat, adică un comentariu sau o analiză la felul cum se manifestă presa, bun, poate nu sunt eu cel mai bine... În calitate de cetățean. Da, da, ca și un care priviți televizor. Pot să spun ce e ce simt eu, fiindcă nu mai sunt atât de confortabil în acest spațiu de a analiza felul cum se manifestă presa, dar ne place sau nu ne place, cred că este o explicație simplistă. Trebuie să pornim de la alte lucruri. Posturile de televiziune, presa de stat, sunt tribune de propagandă și asta este menirea lor. Ne place nouă sau nu ne place, este altceva. Și prin această prismă, că sunt tribune de propagandă, trebuie să le percepem în acest fel. Ce spun? Cum trebuie să ne protejăm de această propagandă, fiindcă Ucraina sau Rusia cu Ucraina se află în război. Un război nu direct, dar se află cel puțin într-un război informațional. Dar în general se află și într-un război, să-i spunem, aproape de declanșare. În sens direct, terestru, fie cum a fi, pe cale maritimă. Adică vreți să spuneți că decizia lor de a asista activitatea posturilor de televiziune, rusești de televiziune, poate fi înțeles. Ce s-a întâmplat Ucraina, referitor la asistarea difuzării, eu încerc să le dau dreptate, fiindcă acestea sunt instrumente de război, iar în război trebuie să faci toate tentativele pentru a-l deposeda pe inamicul tău de armele pe care le posedă. Posturile de televiziune în confruntarea cu Ucraina sunt instrumente de luptă, de luptă informațională și Ucraina și are dreptul. Altceva, Republica Moldova, de ce ar trebui să încerce să imiteze Ucraina? Noi suferim, cetățenii noștri suferă poate de informația care vine de acolo, dar de ce noi trebuie să tratăm cetățenii noștri ca niște persoane lipsite de discernament și de capacitățile de a culege ce este util de acolo? Poate uneori ne dorim să... Sau inutil. Ne dorim poate uneori să avem mai mult decât este în realitate, pentru că să nu uităm, este un segment mare, larg de cetățeni care urmăresc... în special aceste posturi de televiziune. Exact. Având în vedere tenta propagandistică a mai tuturor emisiunilor de știri și situația destul de dificilă de la noi aici, mi se pare că aceasta ar putea să creeze o situație explozivă în mediul cetățenilor de alte etnie. Este totuși, nu că aș avea ceva împotriva, sigur că nu este corect și nu ar fi corect să fie închis un post de televiziune sau transmisia acestora, dar ar putea să existe poate cumva o reglementare totuși în acest domeniu, că atunci când se face propaganda deschisă, în spirit șovin sau de altă natură, să existe o modalitate de a micșora influența acestor emisiuni asupra cetățenilor. De ce credeți că în Găgăuzia, întreb și eu, în Găgăuzia așa se înfoaie în pene mulți dintre liderii de acolo pentru că au susținerea Rusiei, mulți cetățeni în curând ar putea, urmează să avem niște evenimente care ne apropie mai mult și mai mult de Europa, ar exista pericolul ca ei, fiind sorbind în fiecare zi, iar zicând în ghilimele, aceasta e propagandă rusească, ar putea să iasă în stradă și să ceară ceea ce vor și găgăuzii astăzi, de exemplu. Așa, un calambur, cam încurcat, așa am spus. Abordarea prin interzicere sunt reflexe bolșevice. Nu, fiindcă orice forță n-ar naște contraforță. Trebuie să ținem cont de aceste lucruri, îndeosebi atunci când ești deputat sau te consideri și politician pe lângă acest mandat de deputat. Atunci când ai mătreață, nu stai capul. Cauți remedii. Ori atunci când noi, pe bune, nu putem rezista acestei propagande, dacă considerăm că este nocivă, să căutăm remediile interne pentru a pune stăvilă în fața acestei propagande. Asta înseamnă eforturi intelectuale, asta înseamnă eforturi materiale, dar toate aceste eforturi dau rezultate în timp și sunt de durată. Și noi odată și odată trebuie să facem ceva pentru securitatea noastră informațională. În Republica Moldova, noi nu putem vorbi despre o securitate informațională. Haideți să vedem ce fac deputații, guvernanții, politicienii noștri pentru a crea acest scut de protecție împotriva informației nocive. Acum, televiziunile locale sunt practic la pământ.
prin ridicări de taxe, plăți suplimentare. Ce era cu 2-3 ani în urmă și le mai dădea posibilitate cât de cât acolo să miște, astăzi ei practic sunt la pământ. Ce se mai întâmplă acolo? Acolo pleacă băieții șmecheri în teritoriu, cumpără televiziunile, nu pentru a le dezvolta, televiziunile locale, dar pentru a le face falite. De a le scoate din circuit informațional ca toți cetățenii să fie cu ochii pe 4-5 posturi de televiziune aflate aici în centru. Oare nu ar fi mai bine ca noi să găsim resursele necesare sau să le dăm posibilitatea acestor televiziuni locale ca să stea bine picioare, care sunt o sursă locală de informare a cetățeanului și nu încercăm să închidem cetățeanului această informație? Și vreau să susținut această lege. De cine, la nivel... De datoria statului? Da, sau ele sunt private? Este de datoria. Domnule Moțpan, țările civilizate, atunci când este vorba de interes național, intervine statul pentru salvarea firmelor private. Nu vreau să dau aici exemplu Germaniei chiar, asta, care a intervenit pentru a salva o firmă privată de construcție atunci când plecau în șomaj în jur de 40 sau 50 de mii de oameni. Și a intervenit statul pentru a salva o firmă privată. Haideți să nu fim absolut noi mai catolici decât Papa de la Roma. Și când vorbim de protecția informațională a cetățeanului, adică când vorbim de ideologia în stat, adică de vorbim de valorile care trebuie cultivate într-un stat și noi spunem că asta este chestiunea privatului, mi se pare o lipsă de responsabilitate. Poate mai în cazul respectiv, nu, ați înțeles, da, probabil că am o opinie diferită, a fost doar o întrebare. Nu, eu vă zic, eu am întrebare, sunt pe punctul de vedere că care l-ați exprimat dumneavoastră, trebuie să existe în teritoriu surse de informare credibile, corecte, oneste, absolut de acord și am avut pentru prima dată că unii procură aceste posturi, le cumpăr ca să le falimenteze, să le scoată la mal, să le ducă la mal. Este o realitate care nu vorbește și nimeni. Și atunci este obligatoriu probabil să includă Consiliul Audiovizual, exact, probabil că exact există. Deputații. Deputații, cei care au grijă ca cetățenii Republicii Moldova să nu influențați de propagandă străină. Cu alte cuvinte, nu să închidem televiziunile, să se exact activitatea lor, exact, dar să creiem surse suplimentare, de a informa, de acord. Și să venim în studio toți acei care domnule au moderator, diferit. Dacă noi spunem că suferim de propaganda rusească referitor la felul cum este tratat fenomenul Crimeea, că asta se aduce drept argument. Domnule, de ce închideți programele rusești? Încercați să aduceți poate două de limbă ucraineană aici, care să ne dumerească, să auzăm și partea opusă. Mi se pare ar fi mult mai corect ca cetățeanul nostru să poată desprinde din două surse, trei surse de informații. Este foarte periculos când pui cetățeanul să fie alimentat numai de la o singură sursă, fiindcă acea sursă poate să fie atât de toxică, exact, că de ne imaginat în viitor. Noi trebuie să creziem diferite surse de informare, dar nu să închidem sursele de informare care nu ne convine nouă. Și încă ceva. Este o provocare ceea ce face doamna deputat prin această mișcare. De ce a intervenit Rusia în Crimeea? Explicând că acolo sunt supuși unor tratamente discriminatorii cetățenii de origine rusă, prin faptul că a fost anulată legea cu privire la funcționarea limbilor. Atunci când în Republica Moldova se face acest blocaj informațional, oare Federația Rusă nu poate imputa același fenomen că cetățenii sunt tratați, ori lipsa la accesul de informație este echivalent cu lipsa de a vorbi? A fost doar un punct de vedere. Nu, da, nimeni nu a ajuns să nu, și eu vă zic, această mișcare nu este calculată a doamnei deputat, ea vrea să fie vizibilă, că și în pană de idei au bazinul electoral echivalent cu partidul rival și pentru a fi vizibilă și pentru a arunca niște mesaje care de fapt cerșesc niște emoții de la viitorii alegători, altceva nu urmărește, fiindcă la un raționament sănătos nu poți interveni cu astfel de inițiativă când la hotar ai bomba și nu trebuie să simpli acolo la fitil. Nu trebuie să-l provoci pe cel care oricând îți poate trece hotarul. Nu trebuie să provoci disensiuni interne. Noi trebuie să ajungem la Vilnius cu o societate unită și atunci când tu nu stimulezi coeziunea, dar din potrivă stimulezi dispersarea societății, îmi pun întrebarea. Cui servești tu, doamnă deputat, cu astfel de inițiative? Doamna deputată, merg prea departe, că... da, cu astfel de analize, da? Sunt insinuări? Nu. Dar gândim la, dacă pornim la raționamente sănătoase. Acea întrebare poate fi adresată mai degrabă, mai curând, autorităților găgăuze, de exemplu.
mai puțin atenție se acordă lor, deși mie mi se pare că există un pericol mai mare decât opinia unui deputat, care rămâne doar o opinie. Nu obligă la nimic Guvernul Republicii Moldova, a fost spus o opinie, noi încercăm să dezghiocăm. Eu cred că trebuie să trecem peste acest subiect. Trecem peste acest subiect, deși eu vreau să zic că oricum trebuie să existe o atitudine față de această intoxicare a cetățenilor, pentru că nu poți chiar accepta orice îți vine încoace, din simplu motiv că există contract, că e acord de colaborare, că există nu știu acolo. Eu vorbesc despre inteligență, cum trebuie să acționăm. Să fim foarte inteligenți. În sensul cel mai bun al cuvântului, având în vedere că cetățeanul este în stare să discearnă ce e bine și ce e rău. Dar fiți de acord că nu e chiar atât de simplu să pătrunzi în miezul unor informații care foarte subtil manipulează cu subconștient. Eu îmi dau seama, eu sunt conștient și am discernământul să înțeleg ce este armă propagandă. Chema rămâne încă deschisă pentru discuții, pentru că poate într-o eventuală altă întâlnire care o să avem cu asta sau cu altcineva, aș vrea să pun în discuții desigur că și activitatea mass media de la noi și să nu uităm, pentru că mass media este forța care scoate în evidență atâtea și atâtea rele de la noi. Și mi-amintesc în acest context de o acțiune a unui grup de judecători care au cerut procurorului general să fie trași la răspundere pentru calumniere, cum consideră ei, pentru că le-au afectat imaginea, un procuror, avocați, câțiva avocați, probabil nu n-a rămas un pas până a fi chemat în sala de judecată și tratat astfel și presa, pentru că a fost expus un punct de vedere anterior de domnul Polelungi, că presa trebuie trasă la răspundere. Ce ați spune despre chestiunea asta? Eu vreau să vă spun că... În calitate de avocat, pentru că sunt și confrații dumneavoastră care sunt vizați aici. Presa deocamdată în Republica Moldova, la moment, este unicul instrument la care noi putem apela pentru a fi apărați de abuzurile venite din partea puterilor. Doar o remarcă. Și iată momentul când guvernarea, oricare n-ar fi ea, trebuie să-și dea seama că presa are nevoie și de susținere. Și aici, în contextul celor care le-a spus gândurilor expuse mai anterior, dacă în teritoriu se întâmplă ceea ce ați despre ce ați vorbit dumneavoastră, că anumite posturi de informare de televiziune sunt sistate, preluate și după aia sistat activitatea lor, să știți că e un pericol. Aici trebuie să se expună obligatoriu, în opinia mea, CCA-ul sau guvernul, trebuie să existe. Aceiași deputați s-ar putea să facă lucrul acesta. Dar să revenim la subiectul acesta. Este interesant, este surprinzătoare acțiunea lor. Presa este unica tribună de la care cetățeanul poate vocifera durerile pe care le are. Presa deocamdată este instrumentul prin intermediul căruia noi putem să mai reușim ceva, fiindcă instituțiile statului, cum ar fi justiția, cum ar fi alte instituții cu menirea de a apăra siguranța și drepturile cetățenilor, sunt nefuncționale. Presa deocamdată este vizuina unde noi putem să ne găsim protecția. Astăzi, un iepure la o partidă de vânătoare are o șansă mai mare să scape cu viață decât un cetățean al nostru nimerit în mașinăria sistemului de drept. De ce se întâmplă așa, dacă acceptați, revenim și continuăm discuția peste câteva clipe. Publicitate. Dragi prieteni, am revenit în studio. Vă reamintesc, imitatorul meu este domnul Ion Dron. Domnule Dron, în calitate și de jurist, de avocat, am ajuns noi la subiectul foarte sensibil de astăzi. Mă gândesc eu activitatea judecătorilor. Este un subiect care se discută permanent. Punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de dorința unor judecători de a fi atrași la răspundere unii critici de ai lor. Noi, de fapt, fenomenul ceea ce s-a întâmplat e un fenomen destul de îngrijorător pentru mine, fiindcă, de fapt, sistemul judecătoresc încearcă să intre în conflict cu proprii cetățeni.
Ori atunci când vociferează avocații în studiourile de televiziune, nu fac din plăcerea că au nevoie de o imagine în calitate de avocat. Eu deseori am vorbit la conferințele de presă și am spus, nu-mi doresc să vin la conferințele de presă, dar vreau să rețineți că atunci când merg lucrurile prost în instanțele de judecată, nu ne rămâne decât să venim la conferințele de presă. Și dacă lucrurile ar merge bine în instanțele de judecată, vă asigur că niciun avocat nu are plăcerea să vină în platourile de televiziune să discute acest subiect. Noi venim, cei care venim în studiouri să vorbim despre starea de lucruri din simplu motiv că nu putem să ne facem meseria acolo. Este poate un fel de protest al nostru la ceea ce se întâmplă acolo. Avem o poziție poate undeva mai pronunțată, dar ne considerăm că așa avem o misiune socială. Dacă vociferăm 3-4 avocați în spațiu public, o facem și pentru acei colegi care nu o pot face. Și atunci când judecătorii adoptă niște hotărâri care sfidează bunul simț, atunci când deranjează, să-i spunem, opinia publică, de ce ar trebui să-i pună în gardă pe judecători că oamenii se revoltă? Asta pentru mine este întrebarea. Eu înțeleg că Consiliul Superior al Magistraturii are misiunea să apere independența justiției, dar nu are misiunea să apere pe judecătorii care sfidează bunul simț prin hotărârile lor și sfidează opinia publică. Ori prin astfel de ieșiri, eu nu știu care va fi hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, nu vreau să anticipez, dar nu mi-aș dori ca în acest stat Consiliul Superior al Magistraturii să inverseze lucrurile în loc să apere independența justiției, să încerce. Prima dată când se întâmplă asta. Da, este o premieră și cred că vom vedea cât de matur este Consiliul Superior al Magistraturii. Repet, poate ce am spus mai sus, Consiliul Superior al Magistraturii are obligațiunea să apere independența instituțiilor judecătorești, are independența să apere, are obligațiunea să apere independența fiecărui judecător și însăși independența proprie, dar nici de cum nu trebuie să fie scut de protecție a judecătorilor care prin hotărârile lor sfidează bunul simț și opinia publică. Ori judecătorii trebuie să țină cont la pronunțarea hotărârilor de judecată, nu neapărat de opinia publică, dar să fie atenți că printr-o interpretare de lege, să ne pună la îndoială lucru care îl fac, în opinia lor bună. Să le amintesc doar telespectatorilor, poate cunoașteți completul respectiv de judecători, a eliberat în arest, de fapt, nu a eliberat, dar a luat decizia de a-l pune în arest, pune la domiciliu. La domiciliu pe un cetățean care a fost reținut, asupra căruia a fost găsit o cantitate impunătoare 64 kg de narcotice. Da. Este ceva ce ne surprinde a câta oară, pentru că nu ar exista critici împotriva judecătorilor, procurorilor, nu ar exista absolut aceste critici dacă aceștia nu ar crea primize pentru aceste exact critici și nemulțumirea cetățenilor. Judecătorii, am impresia uneori, cu tot respectul, pentru că nu sunt toți la fel. Exact. Pe lângă faptul că sunt inamovibili, că au drepturi foarte multe, că li s-au ridicat salariile acum, mersi, vis-a-vis de alte categorii ale cetățenilor care au un salariu absolut indizerabil. Ei mai au și obligațiuni. Obligațiunea de bază este de a apăra interesele statului, ale cetățeanului, de a fi onest în raport cu oricare cetățean care ajunge într-o sală de judecat. Și atunci, așa cum e și cazul respectiv și poate și altele, nu aș vrea să ne oprim doar la acesta, dar și multe, multe altele, când cetățeanul este nedreptățit și asta se face deschis, cu aroganță, cu obrăznicie, care ar trebui să fie atunci acțiunile cetățenilor, jurnaliștilor, ziariștilor, dar și a breslei de avocați? Eu vreau să vă spun că am avut, o spun și în public, și am avut și discuții, vreau să-i spunem privat, cu persoanele care încearcă să schimbe lucrurile în justiție, care își doresc performanță, fiind numiți în funcții menajeriale, dar le-am spus, însă dar, dumneavoastră nu veți avea performanțele care le așteptați atâta timp cât vor fi pronunțate astfel de genuri de hotărâri. Puteți să pronunțați 1000 de hotărâri legale, perfect motivate, dar este suficient să fie pronunțate 10-20 de hotărâri care sfidează bunul simț și opinia publică și totul este redus la zero. Exact. La care unul din colegi mi-a spus, domnul, dumneavoastră spuneți 20, e suficient o hotărâre.
și ceea ce am făcut un an să fie redus la zero. Problema este că sistemul judecătoresc își are locotenenții săi plasați acolo de către clasa politică. Clasa politică de astăzi nu are niciun interes de a avea un sistem judecătoresc independent. În sistemul judecătoresc există locotenenții care execută ordinele politice și ordinele grupurilor oamenilor de afaceri atunci când interesele lor sunt acolo amestecate. Misiunea pe care o avem noi, dar nu îndrăznește să o facă Consiliul Superior al Magistraturii, că este controlat deocamdată politic, dar asta este un alt subiect care trebuie discutat separat, este să scoatem la iveală acei locotenenți din sistem. Există rețeaua foarte bine plasată, începând cu prima instanță și terminând cu instanța superioară. Acești locotenenți sunt cunoscuți și m-ați întrebat cum de procedat. În toamnă, cred că vom reveni la acest subiect, organizația pe care o reprezint eu. Avem pregătiți emisiunile în care vom aborda în altă manieră emisiunile proprii pe internet, în care vom aborda altă manieră problemele juridice care, de exemplu, organizația noastră le abordează astăzi. Vom încerca să vinem, dar nu vreau să vă dau detalii. Nu e timpul să-i deconspirați? Da, exact. Noi am pornit de la un principiu simplu. În țara asta se luptă cu corupția și nu se luptă cu oamenii corupți. Ori corupția nu este un lucru undeva virtual. Corupția înseamnă instituția coruptă, instituția coruptă înseamnă persoanele care, exact, noi ne vom ocupa organizația noastră care în timp apropiat ne vom extinde și în câteva rețele și la nord și la sud și vom ieși în public cu numele persoanelor din justiție, din autorităților de stat, bine documentați, cu hotărâri care sfidează bunul simț, să-i chemăm în studio să ne spună de ce ne consideră că noi îi criticăm în zadar. Este principalul, cel mai grav flagel al societății noastre, care, ca un pietrui, ne va încetini mersul spre Europa. Să ne amintim că în toate vizitele care au loc aici, demnitarii europeni și nu numai, insistă pe acest segment. Combateți corupția și aveți toate șansele să ajungeți în Europa. Iată că aceste șanse, într-un fel, mai că deocamdată cu corupții împreună și cu judecătorii corupți și avocați probabil că suficienți. Da. Din breasa dumneavoastră au fost mai multe cazuri în care au fost implicați avocații. Apropo, fără supărare, nu mă credeți necivilizat, da, dar mi-am amintit acum instantaneu de faptul că sunteți implicat într-un dosar, adică apărați interesele în dosarul Normă, care de asemenea este unul foarte vehiculat, nu vreau să-l discut și nu vă supereți, nu mă credeți necivilizat în cazul respectiv, că nu era momentul, poate să amintesc, dar adică subiecte de discuții în acest domeniu ar fi suficient de multe. Zilele acestea, de fapt, prim-ministrul a anunțat că avem șansa să, chiar în luna aprilie, la sfârșitul acestei luni, să putem merge în Europa, fiind ridicat regimul de vize, ceea ce este extraordinar de bine pentru toți cetățenii. Și în acest context aș vrea să vă întreb, acest lucru, dacă se întâmplă acum, mai devreme sau un pic mai târziu, dar el se va întâmpla cu dorința sau fără dorința unora din intern sau din exterior, ar putea să îmbunătățească relația cu segmentul transnistrian, pentru cetățenii de acolo, care au pașapoarte moldovenești, tot vor vrea să meargă în Europa. Acei care nu le au, de asemenea, vor dori acest lucru și vor fi obligați să-și perfecteze aceste pașapoarte biometrice. Lucrul acesta ar putea să schimbe mentalitatea din cetățenilor din regiune, să îmbunătățească relațiile, încât într-un moment să ajungă până și domnul Șefciuc și echipa să zică, da, domnilor, mergem în Republica Moldova și împreună în Europa. Eu vă răspund la această întrebare, dar vreau să vă dau o replică, fiindcă m-ați nominalizat referitor la avocații corupți și am lăsat-o pe undeva că vorbim despre corupție. Dați-mi voie la replică, fiindcă se încheagă foarte bine cu subiectul precedent referitor la presă. Noi avem nevoie de presă, dar cum stăm la subiectul presă responsabilă? Despre subiectul ăsta nu dorim să discutăm. Ori în cazul Norma, avem închegate responsabilitatea presei și responsabilitatea atunci când manipulez. Cazul Norma, știți ce înseamnă? Cazul Norma înseamnă două hotărâri naționale și o hotărâre de la CEDO, care statul Republica Moldova nu vrea să le execute, din motivul căra persoanele care au investit bani și au pus în gaj apartamentele sau și-au pus în gaj averile, sănătatea și liniștea familiei pentru a se lansa o afacere în anul 2006 și atunci când li s-a luat afacerea
li s-a luat afacerea, CEDO i-a condamnat, astăzi ei își cer recuperarea daunelor. Și este foarte important că cazul Norma este scos astăzi în veleag de către presă, pe de o parte că se luptă pentru banii publici, dar uită pe de o parte că atunci când ești victimă, dumneata ești îndreptățit să ceri prejudicii. Atunci când cineva ți-a rupt o mână sau un picior, numai dumneata poți să-ți evaluezi prejudiciul. Și că dumneata vrei un milion pentru faptul că ai rămas fără o mână, nu este nimeni drept să vă spună că este mult sau puțin. Ori în cazul Norma aceasta încearcă să se spună că cere prea mult. Dar cine poate ști suferințele? Cine le poate evalua? Și este foarte interesant și dacă veți fi interesant de cazul presa, chiar, de cazul Norma, chiar vă provoc. Știți cine stă în spatele acestui caz Norma? Persoanele care concurente, care n-au vrut ca firma Norma să intre pe piață în 2005-2006. Să facem un exercițiu de imaginație. În 2006, în afară de Telecom, nu era nimeni pe piață cu serviciile de internet prestate prin cablu de fibră optică. Această firmă Norma a avut intenția prima să fie după monopolul de stat. Băieții șmecheri, când au intuit care poate fi afacerea și să prins primul val de clienți, au făcut tot posibilul ca această firmă să nu intre pe piață, acum se face tot posibilul prin intermediul mijloacelor de presă, unui mijloc de presă, ca să nu intervină pe piață. Și aici să terminăm. Faceți un investigați și vedeți cine este persoana care a tăiat cablul la hotar de Ungheni, că vin românii prin fibră optică, ca să nu vină Norma, vă spun, acea persoană, acel grănicer la serviciul de stat, mai apoi și în prezent, activează într-o firmă privată care prestează servicii de internet. Adică... De un interes. Păi nu! Dacă E bine că am adus Chiar vă mulțumesc pentru asta. Persoana, grănicierul, cu funcție de răspundere de la serviciul de securitate, care a tăiat cablu implantat în pământ ca firma Norma să nu intre, astăzi lucrează la firma concurentă a Norme. Eu cred că în ședința de judecată unde se Și aici este mai ieftin acum să plătești o televiziune care să vină să spună că, uite, domnule, ăștia vor să ne fure bani. Și nu încearcă să spune că victima încearcă să-și recupereze daunele. Și referitor la avocații corupți. Este foarte un fenomen, dumneavoastră, nu v-a spus întrebarea, de ce sunt reținuți avocații și nu sunt reținuți judecătorii? Că oricum banii ăștia merg spre judecători. Așa spun că ne rețin. Eu mă întreb întotdeauna. Eu vă spun de ce. Fiindcă ei știu unde merg acești bani, depistează cine este judecătorul, mai apoi îi spun judecătorului, noi oprim, tăiem firul, filmul aici la avocat, însă dumneata, domnule judecător, să ții minte, dosarul dumneavoastră este la noi în Safeu. De astăzi înainte, tu vei face ce-ți spunem noi. Și iată, dacă au fost reținut 8 avocați sau 10 avocați, 2-3 cel puțin din judecători sunt șantajabili și îi sunt menținuți în funcție. Dar acum să trecem la subiectul să revenim la ceea ce este foarte important pe moment. Intenția Republicii Moldova și consider că vom reuși acest lucru totuși, să ajungem cât de repede posibil în Europa, dar evident că ne dorim foarte mult, sigur că trecând peste toate supărările noastre vis-a-vis de Transnistria, această zonă este Republica Moldova și a trebuit să fie integrată, dar acest lucru se va face din moment ce cetățenii de acolo, inclusiv chiar și conducerea, vor înțelege că e mai bine cu Republica Moldova, e mai bine împreună să mergem în Europa și să nu niște vise false să fie alimentate în această zonă. Deci, pentru cetățenii transnistrieni, faptul că îi sunt ridicate restricțiile la vize, faptul că în cel mai apropiat timp vom semna acordul de... Sper că vom reuși acest lucru. Abolirea vizelor sau cum se numește, de libera circulație. Vehiculat anterior. Da. Ar ajuta să se îmbunătățească relațiile? Eu consider că orice deschidere... Este o deschidere bună, este o aerisire, dacă vreți. Și eu
nu văd paharul gol a acestei chestiuni dacă noi reușim, adică abolirea, în sensul dacă reușim abolirea regimului de vize. În primul rând, cetățenii noștri vor merge în Occident, ai noștri vor merge în Occident, vor vedea că acolo sunt alte orașe, sunt altfel de gestionate decât sunt gestionate aici la noi și la următoarea votare vor vota poate altfel, nu cu emoțiile, dar cu raționamentul. Partea bună a acestui fenomen eu o văd. Este o momeală, dacă vreți, după mine, abolirea regimurilor de vize pentru cetățenii aflați acolo în Transnistria. De altfel, nu avem cu cei momii să vină încoace în partea Republicii Moldova. Că dacă noi am fi fost o republică aici cu un sistem foarte, puternică, cred că eforturile Rusiei ar fi fost zădarnice de a menține acest teritoriu sub control. Dar atunci când este aici, este ceartă, este mizerie, este de tot genul, numai stabilitate. Nu este clar lucru că fiecare se ferește de o curte unde oamenii se ceartă. Exact asta se întâmplă la noi. Și acest regim de vize, după mine, este portița care putem să-i ademenim într-un fel cu ghilimele de rigoare, dar să-i chemăm spre un alt aer, de a respira cu un alt aer decât acolo, că de fapt ei se află, să-i spunem așa, ca într-o mini-colonie, dacă pornim la faptul că și sunt blocați informațional și cineva le spune că este numai lucruri proaste în Europa. Sunt lucruri suficient de proaste acolo, dar deocamdată lucrurile predomină lucrurile bune acolo, mai bune decât în... Și dacă să modelăm o situație, dacă s-ar întâmpla că aveți posibilitatea să le vorbiți cetățenilor din Transnistria despre Europa. Din păcate, după câte cunosc, nu prea au acces la informația veridică, corectă de aici, din partea asta a țării. Ce le-ați spune? Prin ce i-ați convinge că Europa este bine? În raport cu alte solicitări pe care le au ei. Există, pentru mine, Europa este atractivă prin două componente și care le-aș spune. Europa și are problemele și există probleme care nu pot fi înțelese la noi. Problemele de identitate etnică, lingvistică, probleme de politici sociale, de educație familiară, sunt probleme, dar ei au un instrument care aranjează lucrurile la locul lui atunci când cineva încearcă să le distorsioneze, fie mor de arbitrar, fie din prostie. Se numește acest sistem sistemul de drept. Iată, pentru sistemul de drept să merge acolo. De asta avem nevoie. Că în zădar vin investiții, în zadar trăim cu iluzia că dacă vom avea bani, vom trăi bine. Banii nu pot veni dacă nu există un sistem de drept. Și iată ce ne oferă Europa pentru cetățenii transnistreni și pentru cetățenii Republicii Moldova, care mai sunt încă pesimiști, sistemul de drept. Avem nevoie de acel sistem de drept, să-l cunoaștem, să-l implementăm aici la noi. Și a doilea, care este, există două mecanisme, după mine, de a conduce un stat. Este mecanismul bielă-manivelă, când toate pâinea și sarea, pâinea și cuțitul se află în mâna unei persoane, și dirijează în felul cum consideră dânsul treburile în stat. Și aici poate merge bine, de exemplu, pentru Rusia, că este un teritoriu imens și acolo nu știu dacă Republica Parlamentară este o formă bună de guvernare. Mi se pare că forma prezidențială este foarte bună, dar este foarte important să nu fie în această, într-o singură mână acumulată puterea. Și există a doilea model, când treburile în stat sunt gestionate de către instituțiile statului. Adică fiecare mecanism, fiecare pe uliță își face datoria așa cum trebuie să o face, bine destinat. Iată, acolo există mecanismul de gestionare a treburilor în stat de către instituțiile statului și nu de către un grup de lideri AIE sau de coaliții sau de alianță, cum se numesc. Acolo politicile în stat le fac ministerele, instituțiile statului și nu liderii de partid. Trebuie să acceptăm că lucrurile acestea nu s-au întâmplat și acolo peste noapte. Da, exact. Acelora care stau la îndoială sau pesimiștilor, putem să le spunem să accepte că mai durează până încep să curgă și la noi râurile de lapte,
Da, referitor la sistemul de drept. Referitor la sistemul de drept. Juriștii, atunci când își motivează acolo hotărârile judecătorești sau procurorii, fac trimitere la comentariile din 1800, din 1900, da, adică din secolul XIX au trecut sonă. Problema este la ce vor face, la ce vor face trimitere urmașii noștri când avem astfel de hotărâri, când este neglijat dreptul în Republica Moldova și se inventează dreptul. De aceea avem nevoie de a merge încolo, de a vedea cum este tratat dreptul în Occident, cum este respectat tot ce înseamnă sistemul de drept. Ori noi încercăm să demonstrăm că nu este necesar să ai sistem de drept, este necesar să avem o clasă politică foarte bună și atunci lucrurile merg în stat bine. Nu! Sistemul... Mai credem în tătucața. Da, mai căutăm lideri, căutăm. Nu, instituțiile statului trebuie să funcționeze și să, cel mai important, noi să fim cei care putem să controlăm în felul cum putem să controlăm felul cum funcționează instituțiile statului. Că dacă ne oprim tot la justiție, nu există niciun mecanism astăzi de control din partea societății civile referitor la funcționarea acestui sistem. Nu mă refer de verificare a procesului a actului de justiție. Nu. Actul de justiție trebuie să-l facă judecătorul. Dar politicile care sunt promovate acolo, politica de cadre, politica de selectare, politica de sancționare, noi cetățenii, nici de cum nu avem un mecanism de control acolo. Acest sistem a devenit unul foarte etanș și nu poate fi penetrat de către noi și nu poate fi controlat de nimeni decât persoanele care au interesul să-i controleze. Unii vor și zic că ar exista un pericol ca cetățenii să plece masiv în țările occidentale și astfel Republica să rămână fără cadre calificate, fără cetățeni. Mie mi se pare cam îndoielnic această... Eu numai de una regret cu acest subiect de abolire a vizelor, că s-a produs atât de târziu. Domnule Moțpan, câte familii au fost nenorocite pentru aceste blestemate vize. Oamenii și-au gajat apartamentele. Trafic de persoane, ființe umane. S-au îmbogățit numai traficanții și răufăcătorii. Câți părinți au murit prin pădurile Serbiei, prin numai cum n-au încercat. Dar până și astăzi sunt deconspirate anumite grupări criminale care sunt preocupate de trafic de ființe. Chiar zile trecute urmăream. Îmi pare rău că acest lucru s-a întâmplat atât de târziu și nu prezintă niciun pericol că va pleca lumea masiv. Da, o primă perioadă s-ar putea să plece masiv. Dar să nu uităm, noi suntem o nație emotivă. Noi nu suntem nația că acolo unde am descălicat calul, acolo nu este țara. Noi suntem o nație emotivă, noi revenim oricum aici la noi. Nu ne paște acest pericol. Au trecut prin asemenea situație și România, și Bulgaria. Și nu s-a întâmplat nimic grav. Și acolo, de aceea, celor care vehiculează asemenea... Este părere, eu cred că nu au niciun rezon să este foarte important după mine ca politicienii să nu dea asta ca o realizare proprie, că nu le aparține lor această realizare. Noi am prins acest val. De fapt, asta este să-i spunem zăhărelul care ne este promis. Dar trebuie să fie modești. Da, ar trebui să fie modești că nu au niciun merit. Unul la mână. Pardon, dar cu ce să vor mai lăuda la alegeri? Că vin alegerile și trebuie să punem pe masă, pe tapet, niște realizări cărora să fie foarte atenți, să fie foarte atenți, fiindcă felul cum este abolit sistemul de viză pentru Republica Moldova poate fi condus întors. Oricum, cetățeanul Republicii Moldova la hotar trebuie să prezinte dovada unde pleacă, dovada de cazare și să nu se întâmple așa că să fie masiv întorși de la hotar înapoi cetățenii Republicii Moldova. Întorși înapoi vor veni și vor spune că guvernanții ne-au mințit. De-aia îi rog să fie un pic mai modești, să aștepte cum va derula acest flux de circulație. Să nu se întâmple că avem accesul, dar la hotar să fim opriți că nu avem suficienți bani, nu putem demonstra la cine mergem sau nu avem nu știu ce acolo, niște documente de confirmare și să fim întorși înapoi. Că nu știu care vor fi aceste restricții, nu știu dacă este chiar așa, sau că va fi așa, că va trebui să se prezinte o dovadă. Important este că majoritatea vor avea, toți cetățenii care vor dispune de acest pașaport, vor avea posibilitatea să meargă odată și să vadă cu alți ochi lumea, să înțeleagă ce înseamnă un sistem justiciar perfect, dacă nu perfect, atunci foarte bun în sprijinul cetățenilor. Și guvernări care pun la dubă persoanele care s-au compromis
Pentru că chiar, iarăși zic, zilele acestea citeam un fost premier israelian, de exemplu, a fost condamnat pentru trafic de influență, pentru corupție, deși în alte dosare, ci că a fost achitat, dar a fost condamnat. Situația din România, unde sunt puse pe val aceste dosare, mulți dintre ai noștri cred, și eu cred că speranța asta se va realiza, că vom ajunge când și acele persoane care s-au compromis, care nu au mai ieșit din gura presii, dacă să zic eu așa mai eufemistic, vor fi trase la răspundere. Și iată, o să aveți șansa să lucrați în calitate de avocat, să-i apărați. Da, și avocatul este, nu poate să refuze chiar, indiferent că este persoana pe care o este pătimită sau este un criminal. Atunci când sunt criticați avocații, trebuie să fim un pic mai atenți, că fiecare cetățean are nevoie atât de medic cât și de avocat. Nu se știe cât avocatul ca și medicul este obligat să apere dacă persoana este pătimită sau chiar și dacă nu este pătimită, dar în condițiile legii are nevoie de această apărare. Eu, exemplu României, nu aș vrea să-l aduc dintr-un simplu motiv, că nu că nu este unul bun. Partea proastă este atât de aproape. Adrian Năstase, cred că nici în cel mai prost vis nu-și imagina că el va crea un sistem, adică va pleda pentru un sistem care îl va pune la pușcărie. Eu mă tem că ai noștri să nu învețe lecția. Unii zic că Adrian Năstase a fost, de fapt, pedepsit pe nedrept. Așa nu, că și acolo sunt, da. Bun, chiar nu vreau să-i dau cu părerea, dar este o certitudine. Sistemul pentru care el a pledat a făcut în felul că el este pedepsit. Mă tem că această lecție a lui Adrian Năstase ca și cetățean să nu fie însușită și de către ai noștri. La ce să-mi creez mie un sistem de genul ăsta care fie și peste 10 ani să mă tragă la răspundere? Și de aici vorbile pe întârg că ai noștri n-ar fi atât de entuziasmați să semneze acest acord de asociere și de aici este explicată să-i spunem, este explicat faptul vizitelor atât de frecvente a partenerilor externe în Republica Moldova. Aici, de fapt, se face serviciu de gardă. De ce se face serviciu de gardă? Fiindcă nu prea au credibilitate guvernanței noștri. Și se vehiculează prin târg că nu ar fi atât de dispuși să se semneze. De ce nu ar pleda ai noștri repede acum să semneze în aprilie, că au venit un europarlamentar și aș zice, ar fi bine să semnăm în aprilie, în iunie. Dar văd că nu-și prea dau ghes la microfoane ca să urgentăm să semnare. Domnule Drun, spre final de emisiune mai avem câteva minute, doar anunț regia. Astăzi a mai fost un eveniment, nu știu cât de mult remarcat de opinia publică, de presă. PLDM a ieșit cu o inițiativă de a prelungi termen de prescripție pentru persoanele care, pentru că se apropie 7 aprilie, persoanele care au fost în vizorul justiției pe perioada aceasta, dosarele nu au fost finalizate, în definitiv, împotriva torționarilor, să fie prelungit termenul de prescripție. Cum vi se pare această inițiativă? Chiar dacă considerăm că este târziu, la 5 ani suntem de la acel eveniment dramatic, și nici astăzi, este, din păcate, nu avem încă lumină în dosarul ăsta. Plus eu, că, pardon, ca să continuați gândul să nu intervin, plus că și procuratura în sfârșit a publicat niște informații, a propus opiniei publice o informație amplă, parcă, despre ceea ce a reușit să facă până acum. Eu cred că este o inițiativă proastă. O spun asta ca și cetățean și ca jurist. Este Institutul legea penală prevede acest institut de ultraactiv al legii penale, adică de a pune în funcțiune în continuare o lege penală care a expirat. Ceea ce se încearcă acum. Asta înseamnă, după mine, lege cu dedicație. Lege cu dedicație înseamnă justiție selectivă. Justiția selectivă pentru mine este mult mai periculoasă decât lipsa justiției. Când nu există justiție, este clar. Când există justiție selectivă, atunci
Pericolul este că eu, ca și cetățean, pot fi vânat oricând. De ce? Oricând. Ce este selectivă? Sunt doar multe dosare. Eu vorbesc ca principiu. Da. Eu vorbesc ca principiu. Noi să fim foarte atenți de a reveni. Că astăzi justificăm această justiție selectivă prin fenomenul 7 aprilie. Și am deschis cutia Pandorei. Mâine găsim un alt eveniment care spunem că este mai important decât 7 aprilie. Întrebarea mea este, ce s-a făcut în 5 ani de zile? Cei ce raportează procuratura este o chestiune de raport, le aparține lor. Eu vreau, înainte de a fi adoptat această modificare, acest amendament, să vină procuratura la scenă deschisă să ne spună de ce nu s-a reușit în acești 5 ani de zile. Și ce fac o mică paranteză. Cu un an jumate în urmă, dacă am reținut corect, sau un an, să facem recurs la memorie un pic, domnul fost procuror general a spus că nu am reușit în dosarul 7 aprilie din trei motive. Implicarea politicului la faza inițială, inadvertența cadrului legislativ și lipsa de coeziune între instituțiile de forță. Organizația noastră a făcut o interpelare la procuratură. Spuneți, vă rog, cine sunt persoanele care s-au implicat la faza inițială și dacă a fost pornit un dosar penal, că asta înseamnă amestecul în justiție. Nu am primit, domnule, răspuns la această întrebare și atunci atâta timp cât nu avem răspunsul la aceste întrebări, asta cei ce încearcă să facă pe LDM-ul este o manipulare, încearcă de a pasa responsabilitatea procuraturii pe seama Parlamentului. În cazul în care Parlamentul nu va adopta această lege, procuratura va spune, zice, domnilor, noi am vrut, dar Parlamentul nu dorește. Și prelungirea acestui termen de prescripție înseamnă perpetuarea cazului 7 aprilie, ori în cazul 7 aprilie există forțe obscure, cât și forțe actuale de guvernare care nu doresc ca noi să știm adevărul. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiune și sper și eu, ca și dumneavoastră, dragi telespectatori, că se va face lumină și în acest subiect dureros al Republicii Moldova, acest 7 aprilie, care iată se apropie și la distanța de 5 ani, din păcate, nu avem lumină în acest subiect. Nu cunoaștem numele acelor care au demarat acțiunile barbare împotriva cetățenilor, acelor tineri maltratați în comisariatele de poliție, acelor judecați pe nedrept și care au supraviețuit ca prin minuni în încăperile întunecoase ale unor comisariate. Trebuie să recunoaștem, din păcate, acest lucru. Poate până la 7 aprilie reușim să aflăm totuși ce s-a întâmplat în 2009. O seară cât mai plăcută în continuare. La revedere, pe curând!